Administratorul judiciar al hidroelectrica Remus Borza a venit în Gorj pentru a anunța continuarea lucrărilor la microhidrocentralele de la Dumitra și Bumbejiu. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a fost cel care a insistat pentru ca protocolul ce privește investiția de 77 de milioane de euro să fie semnat. Lucrările ar urma să fie gata spre sfârșitul anului viitor la unul dintre obiective și vor genera 700 de locuri de. Reluarea lucrărilor la cele două microhidrocentrale, care sunt realizate în proporție de 55%, vor genera câteva sute de locuri de muncă. Remus Borza spune că valoarea investiției este de 77 de milioane de euro. O punere în funcțiune la Dumitra în noiembrie-decembrie 2016, o punere în funcțiune la Bumbești octombrie 2017. În jur de 700 de locuri de muncă, pe lângă cei 200 de oameni care are deja. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, cel care a insistat cel mai mult pentru realizarea acestui proiect, a participat și el la întrevederea cu Remus Borza. Așteptam momentul acesta în fiecare zi. Noi am mai avut o trecere în revistă cu mult timp înainte și au început, de fapt, ce s-a promis atunci de către domnul Borza împreună cu domnul ministru Gera, dar acum eu cred că se au concretizat foarte mult lucrurile. Încheiat astăzi și am participat la semnarea unui adițional pentru a relua lucrările pe termen scurt. Directorul general al Hidroconstrucția, Mihăiță Fundeanu, a precizat ce înseamnă pentru unitatea pe care o conduce demararea acestei investiții. Înseamnă posibilitatea de a finaliza o lucrare pe care a început-o acum mulți ani de zile. Care este stadiul? Utilajele sunt pregătite? Au fost în conservare ani de zile. Șantierul e pregătit? Șantierul este în curs de pregătire. Este pregătit în proporție de 60%. Prin această investiție vor fi create și 700 de locuri de muncă la nivelul județului Gorj.